Uh, pentru început, te rog să-ți notezi în caiet acest exercițiu. Încearcă să-l rezolvi, și apoi o să-l rezolvăm împreună. Ești gata? În acest exercițiu o să ne aducem un pic aminte ce înseamnă radical dintr-un număr ridicat la puterea a doua. Păi, radical dintr-un număr ridicat la puterea a doua întotdeauna are ca rezultat modul din acel număr. De ce modul din acel număr? Pentru că modulul unui număr este ori numărul pe care îl vezi din interiorul modulului, dacă acel număr este pozitiv, adică mai mare decât 0, ori poate să fie ca rezultat 0 dacă acel număr este 0, sau minus numărul pe care îl vedem, dacă numărul pe care îl vedem în interiorul modulului este un număr negativ. Bun, ce înseamnă asta? Radical din paranteza aceasta ridicat la puterea a doua este de fapt modul de 1 minus radical din 2 plus modul de radical din 2 minus radical din 3 și plus modul de radical din 3 minus 2. Închidem modulul. Ce facem mai departe? Mai departe explicităm modulul. Ce înseamnă că explicităm modulul? Păi pur și simplu vrem să vedem care e semnul din interior. Este un număr pozitiv, 0, mai mic decât 0, ca să putem să luăm decizia care este rezultatul acelui modul. Păi prima dată ar trebui să vedem cum este 1 față de radical din 2. Pentru a compara un număr cu un alt număr, ele trebuie să fie de aceeași formă. Vedem că unul este fără radical și unul este cu radical, ce facem? Am putea, de exemplu, să ridicăm la puterea a doua în stânga și în dreapta sau să-l exprimăm pe unul sub formă de radical. Unul sau radical din unul este același lucru. Cum este față de radical din 2. Păi este mai mic. Ce înseamnă asta? Că 1 la rândul lui este mai mic decât radical din 2 și dacă din ceva mai mic scădem ceva mai mare, înseamnă că semnul e negativ. Dacă semnul este negativ, înseamnă că rezultatul modulului este minus acel număr. În cazul nostru, minus numărul pe care îl vedem în interiorul modulului plus. Cum este radical din 2 față de radical din 3? Păi este mai mic. Și atunci rezultatul va fi o să punem aici, de fapt, minus numărul pe care îl vedem în interiorul modulului. Și la ultimul, cum este radical din 3 față de 2? Păi, radical din 3 față de 2. Ori îl exprimăm pe 2 sub formă de radical. Radical din ce număr ne dă 2, adică este 4 ori ridicăm la puterea a doua în stânga și în dreapta, radical din 3 la puterea a doua este 3, radical din 2 la puterea a doua este 4, oricum ar fi 3 e mai mic decât 4, radical din 3 mai mic decât radical din 4, radical din 3 mai mic decât radical din 2 și dacă dintr-un număr mai mic scădem un număr mai mare, rezultatul iarăși va fi negativ. Deci modulul este minus acel număr negativ pe care îl vedem în interior. Minus și numărul negativ pe care îl vedem în interior. De fapt, rezultatul scăderii este acesta. Ce face minusul în fața unei paranteze? Schimbă toate semnele. Și o să scriem minus 1 plus radical din 2, la fel și aici. Minusul în fața unei paranteze schimbă toate semnele. Dacă radical din 2 e pozitiv, minusul din față îl face să fie negativ. Dacă radical din 3 e negativ, minusul din față îl face să fie pozitiv. Îi schimbă semnul, da? Și mai departe ne apucăm și reducem radical în 2 minus radical în 2, radical în 3 minus radical în 3 și răspunsul va fi minus 1 plus 2, adică 1. Sper că v-a plăcut și acest exercițiu. O zi superbă să aveți!